Vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat la această conferință națională. Părintele Daniel Sandu Tudor și chipul rugului aprins la ediția a treia. Mă bucur de asemenea că inițiativa aparține unor profesori de la Facultatea de Teologie și că această inițiativă este cu atât mai lăudabilă cu cât în ziua de astăzi, așa cum spunea și domnul profesor, toate direcțiile omenirii sunt îndreptate spre plăcere și spre hedonism, spre iubirea de sine. Dar iată că vine un moment ca simpozionul din seara aceasta, conferința aceasta, în care echipuri luminate ale epocii comuniste arată că pe lângă ideologia comunistă, care nu avea niciun sens, există o ideologie care are sens, și anume ideologia Evangheliei lui Hristos. Acești oameni, în preajma rugului aprins, au reprezentat făclii aprinse, candele aprinse în popor, ca să conducă mulțimea, fiii bisericii să-i conducă pe drumul acesta de lumină, lumina învierii, lumina mântuirii. Conferința din seara aceasta se înscrie într-o sferă mai largă, și anume rezistența bisericii strămoșești și a fiilor săi în fața persecuțiilor dictaturii comuniste. Și de aceea m-am gândit, în calitate de istoric, să prezint câteva aspecte legate de această rezistență a bisericii strămoșești și a fiilor săi în fața persecuțiilor acestei dictaturi cumplite. A fost o probă de foc. Toată gama de prigonire și suferințe dezlănțuite diabolic de regimul ateu împotriva bisericii strămoșești în perioada anilor săi de dominație, 1945-1989. Regimul acesta ateu a activat de-a lungul acestui calvar de persecuții nu numai asupra bisericii, dar și a fiilor săi. Furtuna prigoanelor nu a alterat și nici nu a afectat ființa, structura teandrică a bisericii, ci dimpotrivă a întărit-o, a călit-o și cu adevărat, pe drept, putem spune că adevărul credinței a strălucit ca aurul lămurit în foc. Această realitate a confirmat-o pe deplin istoria primelor diacuri creștine prin exemplul miilor de martiri care l-au mărturisit pe Hristos, sfidând moartea și jertfindu-și viața pentru triumful adevărului evanghelic. Așa cum primii creștini au înfruntat prigoana păgânilor pășind la chinuri cu fruntea senină și piepturile deschise, tot așa și atleții credinței acestui popor născut creștin nu s-au intimidat și nici nu s-au înfricoșat de amenințările, chinurile
și temnițele care i-au supus, la care i-au supus călăii comuniști, ce au stat neclintiți pe temelia adevărului care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa cum citim la 1 Corinteni 3:11. Părintele Arsenie Papacioc, care a slujit la Techiliol, ne spunea într-una din cuvântările sale: ne-au cerut lepădări de Hristos și de Sfinții Lui și nu ne-am lepădat, ferească Dumnezeu! O, cât de mică amăgire nu am făcut, măcar că știam că au cerut aceste lepădări insistent și sistemat, izolați în congelatoare, ca să poată obține măcar un cuvânt împotriva învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Noi nu am cedat, nu am dat condamnări, ne-au dat condamnări mari ca tiranii cei mici să creadă cu adevărat că suntem mari criminali. Pe mine m-au condamnat 40 de ani. M-a distrat abuzul acesta și nesocotința, dar m-a costat. Iată ce mărturisește părintele Arsenie Papacioc. Suferința a sporit elanul martirii al mărturisitorilor lui Hristos și le-a luminat conștiința că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Sigur că în preajma rugului aprins au fost o serie întreagă de teologi, au fost o serie întreagă de scriitori, au fost o serie întreagă de artiști, au fost o serie întreagă de mari duhovnici care au alcătuit împreună o adevărată universitate, o adevărată academie duhovnicească. Și mie îmi place să cred că în vremea respectivă rugul aprins a fost o adevărată academie duhovnicească. Găseai acolo discuții despre cultură, discuții despre știință, discuții despre cele văzute și cele nevăzute, dar mai erau și fapte concrete. Rugăciunea inimii. Să-l vezi pe un scriitor că rostește rugăciunea inimii. Să vezi pe un pictor, un arhitect, că face lucrul acesta împreună cu mari duhovnici din vremea respectivă, este un lucru cu totul special. De aceea, rugul aprins și cei care au gravitat în mișcarea aceasta a rugului aprins, au făcut parte, așa cum am spus, dintr-o mare academie duhovnicească pusă în slujba rezistenței Bisericii Strămoșești și a fiilor săi în fața persecuțiilor dictaturilor comuniste. Dintre teologii de marcă m-aș referi aici la părintele profesor Constantin Galeriu, apoi părintele profesor Constantin Sârbu, părintele Dimitrie Bejan, părintele Alexandru Mazilu, arhimandritul Mina Dobzeu, părintele Calciu Dumitreasa, ieromonahul Ioan Iovan de la Vladimirești și alți mulți care mă rămân, așa cum a spus domnul profesor, modele și exemple, nu numai în capelă la rugăciuni, ci și în amfiteatrele academice. De aceea, acești oameni de vocație
ecumenică, de vocație largă, de respirație duhovnicească largă, toți aceștia au reprezentat atâtea modele în această Academie Duhovnicească a rugului aprins. Cine nu știe cu câtă râvnă și însuflețire propovăduia cuvântul lui Dumnezeu părintele moldovean Dimitrie Bejan de la Hârlău? Și o să dau un citat referitor la dânsul mai târziu. Ieromonahul Iovan de la Mănăstirea Vladimirești, părintele profesor Ioan Vefelea de la Arad, și așa cum am spus, părintele profesor Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a scris acele cuvinte celebre către tineri. Părintele Calciu Dumitreasa, ni s-a impus nouă tuturor, spuneau cei de la Europa Liberă în data de 1 iunie 1978, ca un om sortit să redea viața conștiințelor noastre abătute. Cuvântul său avea asupra ascultătorilor darul de a trezi, de a consola și de a mobiliza. Părintele Calciu a devenit un caz notoriu. Aceasta se datorează faptului că el se prezintă nu numai ca un bun teolog, un predicator talentat, un preot capabil, dar și datorită faptului că este un creștin plin de curaj. Cu toate hărțuielile, securități ale propriilor superiori, auditoriul său devenea din ce în ce mai numeros. Liceeni, seminariști, studenți în teologie, la care li s-au adăugat de la o săptămână la alta tot mai mulți tineri din mediile laice, în cea mai mare parte studenți ai altor facultăți și institute din capitală. Mulți dintre aceștia au avut ei înșiși de înfruntat apoi presiunile securității, unii fiind chiar exmatriculați. Iată un citat din Răzvan Codrescu, portret de cruciat. Iată că acest cuvânt înainte la volumul părintelui Calciu Dumitreasa, războiul într-un cuvânt, cuvinte către tine și alte mărturii care au apărut și într-o editură din 2001. Onisifor Ghibu era, iată, un alt relatar, un alt om de cultură care ne spune următoarele. Capetele prea înfierbântate vor neapăra să vadă azi o contradicție între materie și spirit, între știință și religie. Spunea de asemenea el, eu cred că va veni vremea când materia și spiritul, știința și religia vor conviețui foarte bine și se va da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, iar cezarului ce este a cezarului, spune Onisifor Ghibu, care a fost un mare pedagog și un mare deschizător de drumuri în învățământ. Mina Dobzeu de la Huș a lansat guvernului României chiar un memoriu arătând suferințele bisericii strămoșești. Au fost și ierari care au protestat și cu indignare
împotriva politicii inumane și necreștine a regimului ateu, chiar în primul deceniu de la instalarea lui. Amintim pe mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei și Sucevei, care a fost silit să-și dea demisia în vara anului 1947. Apoi mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului a fost destituit de asemenea în mod forțat. Mitropolitul Olteniei Nifon Cribian, episcopii Lucian Tritian al Romanului, Cosma Petrovici al Dunării de Jos, Gheronte al Constanței au fost pensionați din oficiu, iar episcopul Grigorie Leu de la Huș, episcopul Andreea Magheru de la Arad și mitropolitul Moldovei și Sucevei Sebastian Rusan au fost otrăviți. Acesta din urmă se spune că a fost otrăvit pentru că vorbea prea deschis. El spunea oamenilor, nu vă lăsați după ăștia care zic că nu există Dumnezeu. Ăștia-s nebuni. Cum să nu existe Dumnezeu? Cine le-a făcut pe toate? Majoritatea ierarhilor, constrânși cu forța să-și părăsească scaunele lor, erau trimiși de autoritățile comuniste să viețuiască la mănăstiri. Așa amintim pe episcopii Partenie Ciopron, Pavel Șerpe, care sta la mănăstirea Horațiu, episcopul Eugeniu Laiu, care a păstorit și aici la Tomis, la mănăstirea Cheia, episcopul Nicolae Popovici la mănăstirea Cernic, mitropolitul Tit Simedria, iar la mănăstirile Căldărușan, Curtea de Argeș și Cocoș erau exilați o parte din episcopii greco-catolici. Cea mai grea lovitură s-a dat și monahismului, mai ales prin decretul Consiliului de Stat numărul 410 din 28 octombrie 1959. Au fost scoși din mănăstiri cu forța foarte mulți dintre viețuitori. Amintim în acest sens scoaterea prin forța armatei a viețuitoarelor de la mănăstirea Vladimirești, în frunte cu stareța Veronica Barbu, duhovnicul lor, ieromonahul Ioan Iovan, și care au rămas neclintiți în credința și în rezistența lor. În această conjunctură, Biserica Ortodoxă s-a simțit nevoită să ia atitudine și mai ales prin patriarhii Justinian Marina, care a fost un om providențial ca să scape pe monași și monahii de scoaterea din mănăstiri, a inițiat o serie întreagă de instituții și de ateliere, de meșteșugărești, de confecționat covoare, broderii, uniforme, picturi, de tablouri, icoane, lucrări și sculpturi de lemn din piatră, prin ateliere diferite, care au luat ființă în mănăstiri, au fost create mijloace de bază ca să asigure cinului călugăresc o existență materială onorabilă. Sigur că sunt multe lucruri de spus în legătură cu această atitudine a bisericii și a slujitorilor săi față de ideologia comunistă. O altă formă de rezistență născută și extinsă în mediul vieții monahale a constituit-o mișcarea duhovnicească, așa cum am spus în seara aceasta,
rugul aprins de la mănăstirea Antim din capitală, inițiată și condusă de starețul acesteia, arhimandritul dr. Vasile Vasilahi, între anul 1944-1948. Mișcarea unea în jurul ei spirite rafinate, intelectual de elite, teologi de frunte, iubitori de frumusețe spirituale, imitatori ai vieții ascetico-mistici, practicanți ai rugăciunii inimii. Scopul mișcării a fost reînvierea curentului isihast prin adaptarea, transpunerea lui la climatul religios al vieții spirituale românești. Membrii mișcării se rugau în comun, rosteau discursuri teologice, meditații religioase pentru aprofundarea culturii patristice și adâncirea vieții filocalice. Sigur că toți aceștia care au făcut parte din rugul aprins, Sandu Tudor, Vasile Voiculescu, Mircea Vulcănescu, Ion Marin Sardoveanu, filozoful Alexandru Mironescu, pictorul arhimandrit Sofian Boghiu, pictorul și dirijorul arhimandritul Felix Dubneac, arhimandritul Roman Brad, arhimandritul Haralambie Vasilac, ieromonacul Arsenie Papacio, arhimandritul doctor Benedict Ghiuș, apoi mai târziu distins și profesor de teologie Ighe Savin, Tudorem Popescu, ilustru dogmatist al Bisericii Ortodoxe, părintele Dumitru Stăniloae, care participau frecvent la întrunirile Cercului Spiritual și de Cultură Ortodoxă de la Antim. Așa cum spuneam, mănăstirea Antim și rugul, mișcarea rugului aprins au devenit o adevărată academie spirituală sau de spiritualitate. Încheiem arătând că dacă unii ierarhi au elogiat conducerea statului ateu în cuvântările lor pastorale, au făcut-o din abilitatea de a salva destinul bisericii. Toate aceste daruri, toate aceste jertfe ale lor s-au concretizat prin faptul că biserica nu numai că a rezistat prigoanelor, dar a și învins, a dus mai departe lumina rugului aprins până în vremea a noastră. Așa se face că patriarhii următori, Iustin Moisescu și Teoctist, au mers pe același drum de întărire și de promovare a mișcării rugului aprins, dar nu numai atât, ci prin faptul că au știut să-și protejeze, să-și apere pe fiii lor duhovnicești, în așa fel încât Revoluția din 89 să-i reașeze în panteonul celor care s-au jertfit pentru binele poporului și pentru binele nostru. Motiv pentru care suntem, iată, în seara aceasta aici prezenți. Vă mulțumesc!